acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Vă invităm la ultimul meci al etapei a 15-a din Superliga de fotbal. Hermannstadt ocupă locul 7 în acest moment cu 20 de puncte, în timp ce formația clujană este pe poziția a doua. CFR Cluj se află la un singur punct în spatele liderului FCSB. Pierdere importantă, spuneam, Gabi Iancu pentru Hermannstadt. O ruptură, spunea Marius Mătărășanu înaintea meciului. Ia să urmărim, este ocazie mare! Minutul 18, Hermannstadt prin Alexandru Jipa putea debloca tabela. Jipa nu are om în față să fie blocat. CFR-ul este lentă, este previzibilă, este neatentă. Jipa are timp, preia cu exteriorul piciorului stâng, își face acel balon în interior nepermis de ușor, iar intervenția lui Sava este formidabilă, bară, lovitură de la colțul terenului. Revedem momentul în care Hermannstadt trimite în bară, direct din corner, este execuția lui Balaure, aici păcălit portarul Sava. Andrea Mandorlini, 63 de ani, are antrenorul CFR-ului, este cel mai în vârstă tehnician dintre cei activi în Superliga. Centrare de calitate a lui Jipa și din această reluare. Krasnici, oh, mare, mare ocazie, CFR Cluj, minutul 41. Krasnici caută colțul lung al porții lui Căbuz, trimite puțin alături. Încă o dată faza, aici Otele, poziție regulamentară, Krasnici pleacă pe un spațiu liber, acea zonă ar fi trebuit să fie acoperită de Butean. Krasnici păcălește defensiva sibiană, dar și pasa este de mare calitate. Hermannstadt în ofensivă, gol! Magnific! Necuț pentru 1-0! Minutul 61, extraordinară execuția lui Necuț, se înscrie deja cu șanse reale la titlul de golul campionatului, nu numai la titlul de golul etapei. Fabuloasă execuția lui Necuț, care mulțumește divinității, într-adevăr este un gol divin această execuție a lui Necuț pentru 1-0. Abia ce făcuse Andrea Mandorlini 3 schimbări, că vine această finalizare fabuloasă a lui Necuț pentru 1-0. Și de acum încolo ceva îmi spune că vom asista la un cu totul și cu totul alt meci. Nu reușește acolo Creșici să-i blocheze culoarul de șut lui Necuț, care prinde într-adevăr un șut de senzație. Mingea ciupește și din transversală, fără speranțe pentru Sava. Unul dintre cele mai frumoase goluri din cariera sa. Aici este centrarea lui Balaure, de respinsă în doi timpi de Bârlige. Atenție aici, Necuț, respinge Sava și se vedem de la margine, se ridică fanionul. Golul nu este validat. Necuț este în poziție regulamentară, de discutat însă poziția lui Paraschiv, pentru că mingea se îndrepta către Paraschiv. E adevărat, Paraschiv lasă clar impresia că nu este interesat să joace acest balon. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super!